Bine v-am găsit, dragii mei! Încă de la început țin să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu și sunteți noi pe canal. Să aduc respect profund tuturor celor care îmi lăsați comentarii atât de frumoase și mă îndemnați să continui acest proiect cu bucătăria de odinioară și de astăzi. Dragii mei, astăzi vreau să vă rog să urmăriți videoclipul până la capăt, pentru că vă voi arăta cel mai delicios orez cu ciuperci și pipote. Eu le-am fiert înainte, ca să nu stau mult cu video, ca să nu vă plictisesc, și vă voi arăta treptat. Doar că cei care aveți diabet, e bine să urmăriți până la capăt, vă voi dezvălui câteva secrete cum puteți mânca orez, pilaf. Ceea ce fac eu este un pilaf foarte cremos, foarte delicios, cu puține ingrediente și foarte spornic și ieftin. Pentru rețetă avem nevoie de orez, unt, ceapă și un ardei gras, pipote, ciuperci, sare, piper, mărar pe pătrunjel, și aici am oprit zeama, baza de mâncare, zeama unde am fiert pipotele. Îi va da un gust foarte, foarte bun. De ce vorbesc mereu de diabet? Eu am diabet, știu ce înseamnă, este foarte greu să duci această boală, trebuie ținută sub control. De aceea încerc să mănânc cât mai sănătos și pe cât se poate mai ieftin. Voi pune tigaia pe foc și adaug circa 50 de grame de unt. Lăsăm să se topească. Dragii mei, dacă urmăriți pas cu pas până la capăt videoclipurile, eu știu că mulți dintre voi mă urmăriți, însă pentru cei noi, e bine să urmați pașii așa cum fac eu, pentru a avea un gust foarte bun în mâncare și ieftin. Eu nu gătesc scump, caut să fac cât mai ieftin, pentru că după cum știți, toate sunt scumpe. În descrierea videoclipului vă voi lăsa gramajul și ingrediente. Acum adaug ceapa și ardeiul gras, le voi pune împreună. Lăsăm să se călească, după cum știți că eu nu prăjesc, doar călesc, pentru circa 2-3 minute. Este o mâncare ușor de făcut și 100% copiii o vor adora, chiar și dumneavoastră. De ce nu trebuie să lăsăm mult la călit? Pentru că va fierbe treptat cu toate ingredientele care le pun în mâncare. Acum voi adăuga ciuperca. Și mai las să călească pentru circa 2-3 minute.
Adaug sarea, piperul, fiecare adăugați după gust. Ceea ce vă voi arăta mai departe, nici eu nu știam, însă un medic de aici din Irlanda m-a învățat. Și atunci e bine să dezvălui și celorlalți bolnavi de diabet. Nu am adăugat foarte multă sare pentru că am fiert pipotele cu puțină sare, nu foarte multă, știam că voi adăuga în continuare în pilaf. Adaug pipotele. Mai lăsăm să se călească pentru încă circa 2-3 minute. După aia vă arăt cum continuă. O mâncare foarte simplă, ieftină. Eu am pus hrib că am găsit la reduceri. Voi puteți pune oricare ciupercă la cutie, la borcan, șampinion, pleurotus, bureții, ghebe, ce aveți, va ieși un deliciu. Miroase incredibil de frumos și nu am adăugat ingredientul principal. Dragii mei, cei care aveți diabet și vreți să mâncați fără să vă crească glicemia, înainte, cu 2-3 ore înainte de a-l găti, puneți orezul într-un vas separat într-o cană, puneți 2 linguri de bicarbonat și o linguriță de oțet. Stingeți bine oțetul și puneți peste orez. După cum vedeți, este dezidratat. L-am lăsat 2 ore cu 2 linguri de bicarbonat, o linguriță de oțet și apă. Și atunci îi scoate tot glutenul din el ca să-l putem mânca. Toate păioasele, după cum știți, orzul, orezul, grâul, nu sunt indicate diabetului. Acum voi adăuga orezul. Nu știam și eu, nu de mult am descoperit și vreau să vă dezvălui și vouă. Încercați și voi și veți avea o surpriză foarte plăcută. Însă trebuie să-l lăsați, după cum vedeți, el este foarte alburiu pentru că am scos glutenul din el, a rămas pe fundul foarfrii. Ca să fiți siguri cum îl faceți, o să fac într-o zi un videoclip, însă până atunci vreau să vă explic. Un vas mai mare cu o sită, puneți orezul în sită și lăsați ca sita să intre în vas. Deci vasul trebuie să fie mai mare ca și sita. Orezul în sită și puneți apa cu bicarbonat și bicarbonat stins cu oțet și lăsați-l acolo timp de 2 ore în apă. Când veți ridica deasupra sita strecurătoare, veți avea surpriza să vedeți că dedesubt este foarte multă făină. Într-o zi o să fac un videoclip și vă voi arăta. Este greu. Această blestemată de boală nu-ți dă voie să mănânci mai nimic. 90% din ingrediente sunt interzise. Astăzi am vrut să fac acest videoclip special pentru voi, pentru a ști exact cum se face.
Acum, după ce am călit, după cum vedeți, se călește tot, adaug zeamă, baza de mâncare unde am fiert pipotele. Zeama n-am aruncat-o, am păstrat-o pentru a da un gust plăcut la pilaful de orez. Lăsăm acum să fiarbă pentru circa 20-30 de minute până scade toată apa, însă voi mai lăsa foarte puțină apă în orez, orezul, și după ce stingi focul, el tot fierbe. O mâncare foarte simplă, ușor de făcut și nu foarte scumpă. Dragii mei, trebuie să amestecați mai permanent în mâncare, pentru că orezul, după cum știți, este se lipește foarte repede. Uitați cât de bine arată. Dragii mei, vin la voi cu rugămintea. Cei care vedeți acest videoclip și nu v-ați abonat, vă rog să vă abonați, nu vă costă nimic. Veți descoperi foarte multe rețete gustoase, ieftine și la îndemâna oricui. Iar pentru cei care au diabet, îi rog din suflet să distribuie și să dea like, pentru că like-urile promovează videoclipul. Și atunci vede cât mai multă lume bolnavă care nu știe și îi ajută. Sper să fiu de folos cu acest videoclip pentru cei care sunt ca mine bolnavi de diabet. Diabetul este o boală nenorocită care atacă oricare organ, inclusiv părul, unghiile. Dragii mei, ca să evit întrebările, vă arăt aproximativ cum trebuie făcut. Deci luăm o crăticioară, o sită, punem peste, punem orezul aici, separat stingem oțetul într-o cană, stingem bicarbonatul într-o cană pe care îl punem într-un vas mai mare cu apă. De exemplu, eu la 300 de grame de orez am pus 2 linguri de bicarbonat. Stins, l-am pus în cană, într-o cană de 1 kg jumate, oțetul, am pus apă rece, bicarbonatul stins cu oțet, am pus în această cană, am pus apă rece peste, am amestecat foarte bine, am turnat și am pus peste orez. Însă m-am asigurat ca apa să depășească orezul. Dacă faceți 1 kg de orez, atunci măriți cantitatea bicarbonatului. La 300 de grame am pus 2 linguri, la 1 kg puneți circa 6 linguri de bicarbonat și 2 linguri de oțet. Și veți avea surpriza plăcută să nu vă crească glicemia atunci când mâncați pilaf, orez și așa mai departe. Dragii mei, am oprit focul. Nu am lăsat să scadă de tot apa. După cum vedeți, este un pic apătos, însă nu foarte mult. El mai pâlpâie chiar dacă focul e oprit. Adăugăm mărarul și pătrunjelul și voi face o salată de varză murată pentru a mânca împreună cu pilaf de orez, foarte, foarte gustos. Cam asta am vrut să vă spun astăzi.
Vă rog din suflet like și distribuiri pentru ca să vadă cât mai mulți oameni bolnavi de diabet. E bine să facem bine, ca să ne fie nouă bine. Atunci când ajutăm semenii, ne ajutăm pe noi. Eu atât am avut de spus. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că existați în pagina mea de YouTube. Vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase. O zi binecuvântată și multă, multă sănătate.